Nu, către toată lumea. Am să vă rog să alegeți și dumneavoastră un plic cu două întrebări. Da. Prima întrebare. Care sunt mecanismele pe care le are la îndemână președintele pentru a evita mișcările extremiste? Are cel mai important mecanism, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, unde se iau deciziile de interes, se iau deciziile care privesc siguranța națională. Extremismul este element care poate afecta siguranța națională și atunci instituțiile, și nu numai ele, dar instituțiile componente ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării trebuie să acționeze. Aici se află Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, ca să nu mai vorbim de Ministerul Apărării Naționale. Aceste instituții au obligația să garanteze românilor pacea. Dar terorismul trebuie combătut departe de țară, nu lăsat să ajungă în țară. Din acest motiv sunt un susținător fără rezerve a ducerii până la capăt a misiunii pe care ne-am asumat-o în Irak, pentru că Irakul acum este o bază puternică a forțelor teroriste. Oriunde în lume apar focare de terorism, ele pot amenința siguranța națională a României dacă România va ezita să se angajeze alături de forțele democratice pentru ca terorismul să fie distrus la el acasă și nu lăsat să fie exportat către Europa în general și România în special. A doua întrebare. Domnule Băsescu, dacă veți câștiga alegerile prezidențiale, veți păstra personalul angajat existent deja în aparatul administrativ de la Cotroceni? Doamnă, aș vrea să vă corectez. Nu dacă veți. Eu voi câștiga alegerile prezidențiale și da, și în 2009 ați greșit anul. Deci vă rog să țineți disciplină cu Adrian Năstase, care vorbește neîntrebat. Dânsul nu are microfon și eu nu este auzit. A intervenit pe timpul meu, vă rog să-l disciplinați. Deci vă rog mult să continuăm să răspundeți la această întrebare, da? Pentru că, uitați, minutul expiră. Doamnă, nu este în regulă ceea ce faceți. A fost oprit cronometrul, domnule Băsescu. Ok, dați drumul la cronometru acum. Din nou, haideți să continuăm răspunsul. Deci, după alegerile din noiembrie acest an, la președinție nu voi menține personalul lui Ion Iliescu. Personalul lui Ion Iliescu este un personal care s-a obișnuit să nu facă nimic, s-a obișnuit să-i servească lui Ion Iliescu discursuri care niciodată nu se materializează în acțiune. În jurul președintelui trebuie să fie cei mai valoroși oameni, cei mai puternici oameni, cei mai capabili oameni să-i dea președintelui soluții, pentru că președintele României nu este un planton la un dormitor de soldați, plecând din Constituție, cu veghează la Constituție. Președintele României reprezintă societatea românească. Președintele României trebuie să garanteze nu numai Constituția, ci și drepturile constituționale. Din acest motiv, nu voi ține personalul pe care l-are Ion Iliescu, voi veni cu un personal proaspăt, nou, tânăr, care înțelege misiunea instituției prezidențiale, aceea de a servi poporul român și nu de a servi partidul aflat la putere. Nu de a-l certa din când în când, dar în același timp să-l lași să fure până când nu mai au nici măcar spații în băncile românești de se duc cu conturile în străinătate. Voi fi un președinte care nu va ține acel personal, în concluzie. Mulțumesc pentru răspunsul. Mulțumesc.